Vă invit și astăzi să ascultăm cuvintele Scripturii. Cuvântul de astăzi se găsește scris în Evanghelia după Luca, la capitolul 7, versetul 1 la 10. Pagina Scripturii, ediția Cornilescu, 995. Repet, Evanghelia după Luca, în capitolul 7, versetul 1 la 10. Citim cuvântul Domnului așa cum este scris. După ce a sfârșit de rostit toate aceste cuvântări înaintea norodului, care l-asculta, Iisus a intrat în Capernaum. Un sutaș avea un rob la care ținea foarte mult și care era bolnav pe moarte. Fiindcă auzise vorbindu-se despre Iisus, sutașul a trimis la el pe niște bătrâni ai iudeilor ca să-l roage să vină să vindece pe robul lui. Aceștia au venit la Iisus, l-au rugat cu tot din adinsul și au zis: „Face, să-i faci și binele acest bine, căci iubește neamul nostru și el ne-a zidit sinagoga.” Iisus a plecat cu ei, dar nu era departe de casă când sutașul a trimis la el pe niște prieteni să-i spună: „Doamne, nu mai te osteni atâta pentru că nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu. De aceea nici nu am socotit vrednic să vin eu însumi la tine, ci zi o vorbă și robul meu va fi tămăduit. Că și eu, care sunt sub stăpânirea altuia, am sub mine ostaș și zic unuia: „Du-te!” Și altuia: „Vino!” Și vine. Și robului meu făcu tare lucru și îl face. Când a auzit Iisus aceste vorbe, s-a minunat de sutaș, s-a întors spre norodul care mergea după el și a zis: „Vă spun că nici chiar în Israel n-am găsit o credință atât de mare.” Când s-a întors acasă, trimeșii au găsit sănătos pe robul care fusese bolnav. Amin. Până aici cuvântul Sfintelor Scripturi. Vă spunem bun venit tuturor celor ce ascultați și intrați pe această pagină a bisericii noastre, Philadelphia, la ascultarea Evangheliei, iarăși din nou, continuăm să facem ceea ce facem de obicei duminica după amiază, de aici, din Pierre, capitala South Dakota. Așadar, astăzi este noiembrie 15, 2015. Vorbim din cuvântul Domnului din Evanghelia după Luca, continuăm să citim Scripturile așa cum ne-au fost lăsate și să vorbim din cuvântul Domnului cu oamenii. Mesajul de astăzi se intitulează: „Cât de mare e credința ta?” Este o întrebare pentru tine care asculți acum, pentru fiecare din noi: cât de mare e credința ta? Domnul Iisus vorbea cu ucenicii și adeseori s-a referit la acest subiect și la această parte importantă din viața oamenilor, care este credința, și nu o credință în orice altceva, ci credința în Dumnezeu. Credința în Domnul Iisus Hristos. În textul de astăzi avem de-a face cu un om care nu era din Israel, era un cetățean roman, era un sutaș, un ofițer roman, care vine în prezența Domnului Iisus. Are o nevoie specială, are o situație specială în casa lui. Domnul Iisus a vorbit cu ucenicii săi adeseori și le-a spus în diferite circumstanțe privitor la situația în care se găseau, la întrebările pe care ucenicii le aveau, le-a vorbit despre credință. Într-una din circumstanțe, în cuvântul Domnului, în Evanghelia după Matei, la capitolul 17, cu versetul 20, am să citesc câteva versete și după aceea în Evanghelia după Marcu, la capitolul 11. Mai întâi, în Matei 17, cu versetul 20, cuvântul Domnului, sunt cuvintele Domnului Iisus Hristos care vorbește ucenicilor despre credință și le spune așa: „Din pricina puținei voastre credințe, i-a zis Iisus, adevărat vă spun că dacă ați avea credință cât un grăunte de muștar, ați zice muntelui acestuia: mută de aici colo și s-ar muta. Nimic nu va fi cu neputință.” Domnul Iisus vorbește în situația în care un om a fost adus la ucenici și ucenicii n-au putut să îl vindece. Deși Domnul i-a trimis să scoată afară dracii, să vindece bolnavii, a fost o situație specială în care ei aveau de învățat, așa cum noi avem de învățat, o situație în care omul acesta, care a fost adus
la ucenici nu a putut fi tămăduit. Și ucenicii au avut această întrebare, de ce? Noi de ce n-am putut să scoatem afară pe diavolul care era în persoana aceea? Era un tânăr lunatic. Și Domnul le-a spus, din pricina puținei voastre credințe. Un alt text este Evanghelia după Marcu, la capitolul 11. Și am să citesc și versetele acestea. Marcu, capitolul 11, versetul 22 la 23. Domnul Iisus spune același lucru. Iisus le-a luat cuvântul și le-a zis, aveți credință în Dumnezeu, este într-o altă circumstanță, este în circumstanța în care Domnul Iisus, mergând spre Ierusalim, bleastemă un smochin, un pom, care nu avea roadă. Și smochinul acela se usucă. Și Domnul Iisus le spune, adevărat vă spun că dacă vei zice cineva muntelui acestuia, ridică-te și aruncă de mare și dacă nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ce se zice se face, va avea lucrul cerut. Domnul Iisus ceruse ca smochinul acela să se usuce, să nu mai dea rod. Și într-adevăr s-a uscat. Din el n-a mai dat rod. Ne întoarcem la întrebarea noastră de astăzi, care este, cât de mare este credința ta? Cât de mare este credința mea? Un sutaș care aude de despre Domnul Iisus. Cuvântul Domnului spune că un sutaș a venit, avea un rob care, la care ținea foarte mult și care era bolnav pe moarte. Deci era în ultima fază a vieții lui. Un rob, un om obișnuit, un om poate de nebăgat în seamă. Fiindcă auzise vorbindu-se despre Iisus, sutașul a trimis la el pe niște bătrâni ai iudeilor ca să-l roage să vină să vindece pe robul lui. Un sutaș care aude despre Iisus prin alții. Întrebarea mea este, oare prin cine a auzit sutașul acesta despre Iisus? Cine i-o fi spus sutașului despre Iisus? Ce-o fi vorbit oamenii aceia despre Iisus cu sutașul? Cu acest ofițer roman? Ce cunoștințe avea sutașul despre Iisus? O fi fost unul din ucenicii Domnului atunci când Domnul i-a trimis din loc în loc să vestească Evanghelia, să vorbească despre el? Nu știm, nu ni se dă răspunsul. O fi fost unul din bătrânii iudeilor? Probabil. Pentru că vedem că sunt aproape, foarte apropiați de el, acești oameni, bătrâni ai iudeilor. Ce o fi spus despre Iisus? Ce cunoștințe avea sutașul acesta despre Iisus? Ceea ce știm că avea sutașul, el avea un rob bolnav. Un rob, adică un sclav. Pe vremea aceea, sclavii n-aveau mare preț. Îți murea un sclav, cumpărai altul. Aveai un rob și murea, îl înlocuiai cu altul, te duceai la piață și cumpărai altul. Erau oameni care nu se punea mare preț. Și totuși, în situația de față, omul acesta era prețuit. Robul acesta era de mare preț în casa acestui ofițer roman. Are un rob la care ține foarte mult. Și pentru că ținea foarte mult și pentru că era bolnav și era aproape de moarte, avea probabil o boală terminală, probabil că avea cancer, probabil că avea, eu știu ce suferință avea, eu știu de ce suferea, dar omul acesta i-a fost milă. Omul acesta avea valoare, robul acesta avea valoare în casa sutașului. Și vorbim aici despre credință, cât de mare este credința. Câtă credință trebuie să avem noi? Domnul Iisus le-a spus ucenicilor că trebuie să ai o credință, dacă ai o credință, cât un bob de muștar. Nu mi-a fost dat să văd până astăzi un bob de muștar. De curiozitate a trebuit să mă uit să văd cât de mic. Se pare că este cel mai mic, cea mai mică sămânță. Nu? Cât de preț trebuie să fi fost robul acesta în fața stăpânului său pentru ca sutașul să fie interesat de tămăduirea lui, de vindecarea lui? Ce credință avea acest sutaș care auzise despre Iisus, așa ne spune cuvântul, fiindcă auzise vorbindu-se despre Iisus. Întrebarea este, cât de mult vorbim noi despre Iisus cu oamenii? Pentru că vorbirea noastră cu oamenii trebuie să fie despre Domnul Iisus. El ne-a spus să vorbim despre El.
să vorbim despre Evanghelia Lui și dacă vorbim despre Evanghelia Lui, vorbim despre El, despre persoana Lui. Oamenii pe care îi întâlnim în viața noastră de zi cu zi, oamenii cu care ne întâlnim pe stradă, la muncă, în societate, la piață, în toate circumstanțele când călătorim, trebuie să vorbim cu ei despre Isus. Domnul Isus a dat sfatul acesta a bisericii, ucenicilor și ne-l dă și nouă, să vorbim cu oamenii pe drum despre El. Știm că pe drumul Emausului erau doi ucenici care mergeau și a venit un al treilea lângă ei și le-a pus întrebarea: despre ce vorbiți voi pe drum? Despre ce vă întrebați? Și vorbim despre Isus. Îi vorbim despre un Isus care nu știa unde este. Ce-o fi aflat sutașul acesta despre Isus prin gura celor ce i-au mărturisit despre El, dovedește faptul că omul acesta a primit credința în Domnul Isus, credea că Isus este un învățător special, este Fiul lui Dumnezeu, are puteri miraculoase, face lucruri desăvârșite, pentru că din mărturisirea aceea se deduce faptul că omul acesta a trimis pe acești bătrâni ai iudeilor la Isus să-i vindece robul. Vedem că trimite niște oameni în care are încredere să-L roage pe Isus. Oamenii când aud despre Isus, despre Domnul nostru Isus Hristos, despre care noi trebuie să vorbim, în ei se naște această credință, această credință pe care o aduce Duhul Sfânt în viețile oamenilor, credința în Domnul Iisus Hristos, nu credința în orice lucru oarecare, ci este vorba de credința într-o persoană. Și această persoană este Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Despre acesta vorbim. Credința aceasta trebuie mărturisită, credința în El și persoana Lui trebuie mărturisită înaintea oamenilor. Spuneam astăzi unei persoane pe care am întâlnit-o pentru a doua oară, a treia oară, fără să-mi dau seama ceea ce spun, dar tocmai când nu-mi dau seama ceea ce spun, este ceva în mine care vorbește și acela nu este altul decât Duhul Sfânt care vorbește. Și spuneam, ceea ce-i cer Domnului, deci credința pe care o am în Dumnezeu, atunci când îi cer un anumit lucru, își găsește împlinirea în timpul vieții, în timpul ce urmează, în zilele ce urmează, în lunile probabil ce urmează, nu știu timpul, dar își găsește împlinirea în ceea ce-i cer, în subiectul pe care îl cer. Și bineînțeles, subiectul nu era altul, nu era vindecarea, ci era mântuirea acelei persoane. Și am spus, ceea ce-i cer lui Dumnezeu, Dumnezeu îmi dă. Interesant că nu îmi dă atunci când îi cer pentru mine anumite lucruri. Dacă îmi cer pentru alții, îmi dă. Și aici era vorba de mântuirea acelui om. Și mulțumesc Domnului pentru că El face lucrul acesta, mântuiește oameni. El mântuiește oameni. De aceea fac mărturisirea aceasta, pentru că El nu este odată, nu de două ori, ci în multiple situații, în multiple cazuri, atunci când am rostit un cuvânt al credinței pe care Duhul Sfânt mi l-a inspirat și mi l-a pus pe buze și a găsit împlinirea în viețile oamenilor, prin mântuirea acelei persoane, prin salvarea și primirea vieții veșnice. Viața veșnică o dă Domnul Iisus Hristos. El o asigură, credința în El. În situația de față avem un sutaș care a auzit despre Iisus prin alții, care avea o problemă de tămăduire, o problemă de vindecare, o problemă personală. Și câți oameni nu sunt astăzi care au aceeași nevoie? Au pe cineva suferind în familie. Vedeți că acum și mă duc cu gândul la cineva din familie care locuiește în Italia, în Parma, Italia, Europa. Este un tânăr acolo care suferă și are o suferință și o boală pe care oamenii o numesc incurabilă, chiar dacă urmează o cură și o cură terapeutică prin radiații și chimioterapie. Este unul care are putere de tămăduire, este unul care are putere de vindecare, este unul care se numește Iisus Hristos Domnul, care vindecă și astăzi. A vindecat pe robul acestui sutaș, care era tot din Italia, și vindecă și astăzi oameni din diferite zone ale lumii. Oamenii care își pun credința în El. Oamenii care vin la El și cer ca să spună numai un cuvânt. Vom vedea din cele ce urmează. Cât de mare este credința ta? Este bine să ne întrebăm cât de mare este credința pe care o avem. Vedem că Iisus se lasă înduplecat de rugăciune.
Este o situație specială. Am auzit astăzi un mesaj predicat în care predicatorul spunea că Dumnezeu nu se lasă înduplecat. Și Dumnezeu este suveran. Este adevărat, Dumnezeu este suveran, dar Domnul Iisus Hristos s-a lăsat înduplecat în multiple situații. Și noi, asta este una din ele. Multiple situații Domnul Iisus s-a lăsat înduplecat de oameni, de rugămintea oamenilor. Spune că aceștia au venit la Iisus, versetul 4, și l-au rugat cu tot din adinsul. Și i-au zis, face să-i face ce-ți bine, căci iubește neamul nostru și el ne-a zidit sinagoga. Ce bine să ai pe cineva intermediar, care să meargă pentru tine, pentru problema ta, să mijlocească pentru tine, să fie cineva care să se roage. Cineva care să roage pe Iisus să intervină pentru problema altuia, nu-i problema ta, nu e problema ta personală, ci e problema altuia, a vecinului tău, a unuia din familie, a unuia care este aproape de tine, unuia care nu este din neamul tău, este un străin. Există aici o adeziune și există o conexie, o legătură pe care sutașul acesta, ofițerul acesta roman o avea cu neamul iudeilor. Era un om de bine, era un om vorbit de bine, un om care iubea neamul iudeilor, pentru că așa este mărturia pe care o aduc acești bătrâni ai iudeilor, făcuse fapte bune față de neamul acesta, ca și Corneliu, de Faptele Apostolilor. Spune, ne-a zidit sinagoga. Nu știu dacă e vorba despre Corneliu acela, s-ar putea să fie vorba despre Corneliu care mai târziu se întoarce la Dumnezeu. Omul acesta zidise sinagoga ai iudeilor. Zice, se merită să-i faci bine. Este un atu. Dar nu în toate situațiile, întâlnim asemenea situații ca și aici. Este un om străin, care se simte nevrednic ca Iisus să vină la el în vizită. Versetul 6 spune că Iisus a plecat cu ei, s-a lăsat înduplecat Domnul Iisus, dar nu era departe de casă când sutașul a trimis la el pe niște prieteni să-i spună, Doamne, nu te mai osteni atâta, pentru că nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu. Ce smerenie! Ce smerenie din partea acestui om! Un sutaș mulțumit doar cu un cuvânt. Mulți dintre noi, și eu însumi, nu știu dacă sunt mulțumit să primesc doar un cuvânt din partea Domnului, deși uneori Domnul are doar un cuvânt să ne spună. Are doar un da sau poate că are un nu pentru noi. Sau are un simplu cuvânt pe care să ne-l adreseze și noi spunem că am vrea ceva mai mult. Omul acesta era suficient mulțumit cu un cuvânt pe care să-l primească din partea Domnului Iisus. Ne amintim de Naaman Sirianul din cartea Samuel, din cartea Împărați, pe timpul lui Samuel prorocul. Omul acesta, de fapt, este pe timpul lui Elisei, nu Samuel. Omul acesta a venit din Siria, Naaman sirianul, s-a dus să fie vindecat de lepra lui, s-a dus la Elisei. Și atunci când ajunge la casa lui Elisei, Elisei trimite slujitorul și îi spune un cuvânt, o frază, tu te descaldă de 7 ori în Iordan și vei fi tămăduit. Naaman n-a fost mulțumit cu un cuvânt numai. Așa cum probabil noi n-am fi mulțumiți. Omul acesta, sutașul acesta a fost mulțumit doar cu un cuvânt. De aceea nici nu m-am socotit eu vremii să vii eu însu la tine, ci zi o vorbă și robul meu va fi tămăduit. Ne întoarcem iarăși la întrebarea titlului, mesajului acestei zile. Cât de mare e credința ta? Câți proroși trebuie să vină la noi să ne aducă un mesaj, să ne aducă un cuvânt din partea lui Dumnezeu și să ne spună câte cuvinte trebuie să rostească oamenii aceia? De câte cuvinte avem noi nevoie din partea lui Dumnezeu ca să credem ceea ce ne spune? Ca să fim încredințați că ceea ce ne spune este da și amin. Un sutaș mulțumit doar cu un cuvânt. Este un om cu autoritate care recunoaște că există un Iisus cu autoritate. El spune despre sine. Eu sunt un om sub stăpânire. Un om care am o autoritate deasupra mea. Soldații întotdeauna știu lucrul acesta. În armată, cuvintele nu sunt multe.
Cuvântul este da, da și nu, nu. Și la cuvântul la care se spune, la ordinul la care se dă, ostașul sau soldatul spune să trăiți, am înțeles și a plecat. El era, știa că el are autoritate și la rândul lui știa că are oameni sub autoritatea lui. Oameni cărora le spune, du-te, și se duceau. Vino, și veneau. Este interesant că oamenii aceștia sunt care înțeleg ce înseamnă autoritatea și respectă autoritatea, pentru că Iisus este o persoană cu autoritate, este Fiul lui Dumnezeu și cuvântul pe care îl spune El, când spune ești vindecat, cuvântul pe care El îl spune este da și amin. Și vedem că în situația de față, omul acesta este mulțumit doar cu un cuvânt din partea Domnului Iisus și vedem această smerenie din partea lui, această nevrednicie pe care o exprimă în cuvinte. Credință nu înseamnă religiozitate. Așa cum neamul lui Israel, Domnul Iisus vorbește despre Israel și spunea: credința așa de mare nu am găsit în Israel. Deci trebuia să fie unul din afară, trebuie să fie cineva care nu are cunoștințe multe despre ceea ce este Dumnezeu, despre ceea ce face Dumnezeu. Credința, cuvântul Domnului în Evrei 11 cu 1 spune că este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite. O puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Deci credința nu poți să o pipăi, să fie ceva, dar bineînțeles că poți să o pipăi. O poți experimenta și o poți vedea. O poți privi de la distanță. Obiectul credinței îl poți vedea că se înfăptuiește, devine real. Vindecarea, deși nu o vezi, ea vine și se înfăptuiește în trupul oamenilor, așa cum robul acesta a fost tămăduit atunci când Domnul Iisus a rostit cuvântul de tămăduire. Vedem că este un sutaș care a primit ceea ce a cerut. Așa cum noi care ascultăm am vrea să primim ceea ce cerem. Nu știu care e cerința ta astăzi, care ce vrei tu din partea lui Dumnezeu, ce vrei să-ți facă Dumnezeu. Ce vrei să-ți facă Domnul Iisus, pentru că El este gata să-ți ofere ceea ce îi ceri. El poate să spună numai un cuvânt. Nu li se spune aici ce cuvânt a spus: fii tămăduit, fii vindecat, facă-ți-se după credința ta. Nu li se spune. Zice, când a auzit Iisus aceste vorbe, s-a minunat de sutaș, s-a întors prin următor care mergea după el și a zis: vă spun că nici chiar în Israel n-am găsit o credință atât de mare. Când s-au întors acasă, trimișii au găsit sănătos pe robul care fusese bolnav. Cât de mare este credința noastră? Cât un bob de muștar? Mai mică decât un bob de muștar? Ea se vede în lucrurile ce ne înconjoară, în ceea ce cerem lui Dumnezeu în rugăciune. Atunci când ne adresăm lui Dumnezeu în rugăciune prin Domnul Iisus Hristos, trebuie să cerem lucruri concrete și lucruri de care avem cu adevărat trebuință și Domnul Iisus este gata să răspundă. Este gata să intervină. Este gata să vindece. Este gata să mântuiască. Este gata să împlinească ceea ce noi îi cerem. Dar trebuie să-i cerem cu credință. Că ceea ce îi cerem se și înfăptuiește. Credința devine un fapt. Nu cu mult timp în urmă, deși este aproximativ un an și jumătate, deja mai bine, am cerut Domnului ca să se atingă de tatăl meu care este în viață, locuiește la Phoenix, Arizona, și am cerut să-i facă bine. Deși doctorii au spus că va muri, va trece din viață, pentru că suferința este de așa natură, boala este de așa natură, este, nu se poate reveni la normal. Este interesant că ceea ce Domnului am cerut cu credință și am crezut lucrul acesta, am crezut că Domnul împlinește lucrul acesta și își face numele de slavă, Dumnezeu a răspuns. Este un fapt palpabil. Este ceva pe care pot să văd și pot să pipăi cu mâinile mele. Și nu e nimic altceva decât lucrarea credinței. Dumnezeu vindecă oameni. Dumnezeu tămăduiește oameni. Dumnezeu mântuiește oameni. Am văzut oameni pe care Dumnezeu i-a mântuit. Văd și astăzi oameni pe care Dumnezeu îi mântuiește, ne scoate înainte
ni pune în față, ne pune să vorbim, așa cum oamenii aceștia care au vorbit sutașului despre Iisus, să vorbim despre Domnul Iisus Hristos. Oamenii aud, primesc credința, pentru că spune că credința vine în urma auzirii cuvântului și cuvântul nu este altul decât cuvântul lui Dumnezeu. Întrebarea care se ridică este: cât de mare este credința ta? Pun-o la încercare. Nu este credința într-un om, nu este credința într-o religie, ci este credința în Domnul Iisus Hristos. Pun-o la test. Roagă-te Domnului. Stai înaintea Domnului și cere lucrurile de care ai trebuință. Și știm că lucrurile de care avem trebuință, în primul rând, pentru cei ce n-au primit lucrul acesta, este mântuirea sufletului. Dacă sufletul tău nu este mântuit, trebuie să ceri lui Dumnezeu: Doamne, mântuiește-mi sufletul. Mântuirea sufletului vine prin credința în Domnul Iisus Hristos. Crezând în cuvântul lui Dumnezeu, crezând în persoana Domnului Iisus Hristos ca și mântuitor al tău personal, poți să devii un copil al lui Dumnezeu. Și bineînțeles, toate celelalte probleme ale vieții. Putem să exersăm viața noastră și putem să exercităm viața noastră în lumea aceasta numai prin credință. Fiecare aspect al vieții noastre depinde de credința în Domnul Iisus Hristos. Fiecare aspect al trăirii noastre depinde de credința în Domnul nostru Iisus Hristos. Verifică-ți credința ta în timpul care stă înainte și Dumnezeu să te binecuvinteze. Amin.